Am fost foarte, foarte fericită când am auzit că voi cânta cu această mare voce, cu Nico. Am cântat când era mai mică piesă de ale ei, o apreciez de mică. Pur și simplu am fost foarte fericită ca orice copil, mai ales că cred că e printre preferatele mele din România. Am alături de mine o adevărată artistă, sincer. Când am văzut-o față în față pe Nico, am fost destul de emoționată. Tremurau mâinile, dar am trecut peste astea, peste toate astea și ne-am împrietenit. Eu am venit să o ajut, să o susțin și ea chiar nu are nevoie de nicio susținere, sincer. Este super bună, foarte bună. Deci nu e nicio provocare. Eu sunt alături, cum am spus, lângă un artist care deja știe să cânte foarte bine. Repetițiile au fost foarte tare. Ne-a ieșit din prima și doamna profesoară Dana Duria ne-a felicitat. Și mai multe dacă nu o să o spun, o să fie o surpriză. Marea confruntare, cei mari și cei mici în seara asta. Rămâna, fetelor! Wow, ce ne așteaptă! Ce ne așteaptă! Artileria grea! Doamne, Teo, ai crescut și te-ai făcut aici de față, da? Așa am zis și eu când am ascultat. Cât de mult ai crescut, Teo! Dar tu vezi că e schimbată? E... Teodora, sigur o țineți minte, o mare vedetă, o mare stea acestei scene. Mami, mami, tati, să rămână mami, bună seara, tati! Mereu, mereu, mereu când vă văd, îmi amintesc povestea extraordinară a Teodorei într-o frază în cape. Doctorii nu v-au dat nicio șansă să aveți copii. Așa-i? Așa este. Toți v-au spus, nicio șansă. Și eu am sperat și am sperat și Dumnezeu și mi-a a venit dat-o. Minunea, așa? A venit minuna. Minuna. Mai mult decât atât, mai mult decât atât, atunci când ați născut, când ați născut-o... Da, a venit pe această lume în liniște. Organele ei n-au reacționat din prima. N-au funcționat. A fost o liniște. S-au speriat medicii din nou. Da, până când? După un timp, după ce i-au dat pălmuțe, după un timp s-a auzit un sunet gingaș suav. Păi sunetul ăla gingaș și suav e în seara asta la Next Star. Succes! Mulțumim!